seminarului pentru că ne-a oferit acest moment de încântare sufletească. Așa cum ați auzit, este vorba de versurile poetului Radu Gir, cel care, pentru că a scris Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, a fost condamnat nici mai mult, nici mai puțin, asta ca să vedem dimensiunea absurdului acelui sistem, la moarte. Află de-abia după un an că a fost comutată, de fapt, această sentință la muncă silnică pe viață, sigur. Și acest an pe care l-a petrecut, știm că poate fi fiecare zi, ultima zi, reprezenta o altă formulă de a tortura ființa umană. Imaginația securității vedea astfel de dovezi. Despre părintele Sofian Boghiu s-a vorbit mult în literatura memorialistică, mai ales pentru că dimensiunea duhovnicului a convins foarte mulți oameni. A avut nenumărați ucenici. Cei care pășeau pragul mănăstirii Antimului și aveau binecuvântarea de a intra în contact cu părintele, nu aveau cum să rămână indiferenți, nu aveau cum să nu rămână profund amprentați de această monumentală personalitate, de lumina lui interioară. Era capabil în foarte puține cuvinte să transmită interlocutorului său, ucenicului său, pentru că foarte repede devenea ucenicul său, o filozofie existențială adâncă. Să-l ridice din locul în care se afla el în momentul acestei întâlniri. Despre această dimensiune a duhovnicului arhimandritului Sofian Boghiu ne va vorbi și părintele profesor doctor Oprea Petre, care, cum bănuiesc că ați ghicit, l-a cunoscut în mod direct pe părintele și ne poate astfel mărturisi, iată, nemijlocit, ce a însemnat această întâlnire. Sfântul Preasfințire, Părinte Arhiepiscop, Părinte Profesor și Doamnă Profesoară și dragi invitați, am avut de la Dumnezeu șansa nesperată a vieții în anii de facultate, condiția de student așa modest, să ajung la București. Dumnezeu m-a ajutat de a-mi intra cu bursă, era în condiție de student sărac pe timpul ăla, fără tată, și m-am îndreptat și eu la Părintele Galeriu, care prin predica dânsului atrăgea atâta lume. Apoi, treptat, am ajuns și la Mănăstirea Antim, era primul meu contact cu Bucureștiul. Și acolo Dumnezeu a rânduit așa să cunosc oameni, dintre care aș aminti pe Părintele Arsenie la Vechiul Iordan. Despre acest Părinte Sofian am auzit multe și e mai de crezut ochii ca urechile, cum se zice. Ce m-a, pot să zic că m-a frapat, ce mi-a plăcut la dânsul era glasul acela blând, în tăcere și inofensiv, parcă nu voia să te rănească, îți deschidea ușor inima, ușa inimii să intre la el și te privea cu acea bucurie în preajma căreia te simțeai foarte bine. L-am auzit și la predică seara, mai ales la vecernie, era o catecheză consistentă așa, deși avea o cultură, folosea cuvinte simple care intrau la inimă. Multă lume venea la dânsul și cred că s-a și abuzat de această disponibilitate a sa, nu respingea pe nimeni, l-a apucat cu spoveditul și miezul nopții când o zi venea și alta pleca. Am văzut spovedind și oameni cu deficiențe, oameni de la intelectualitatea și protipendada intelectuală a Bucureștiului și oameni de cultură și chiar și politicieni. Veneau și oameni, deci nu refuza pe nimeni. Ce mi-a plăcut mie la dânsul, mi-a vorbit de rugăciunea neîncetată. Asta am apreciat la dânsul. Deși era artist plastic și pictor, a pictat și pe afară și în străinătate, a ținut conferințe, nu refuza pe nimeni
și participa la multe întâlniri care erau cât i-a permis sănătatea. Mă aprecia la dânsul această rugăciune, ne zicea dânsul, permanență la rugăciune, stare de prezență, stare de prezență care avea să o aud și la Părintele Arsenie, deși și Sfântul Apostol Pavel zicea, rugați-vă neîncetat. Însă nu era numai o rugăciune, era o membrană subțiată de rugăciune, era o rugăciune întrupată, cred că nu greșim dacă zicem așa. Chiar și trecerea sa la Domnul pe 14 septembrie a fost tot în rugăciune, a fost pomenit la Roscomidie, odată la vii, și apoi trecând la Domnul în aceea zi, la Sfânta Liturghie și la cei adormiți. Peste 3 săptămâni, adică pe 7 octombrie, făcea exact 90 de ani. Așa a vrut Dumnezeu să-l cheme la el pe acest părinte, care, întâmplându-se, trăind în aceste timpuri în care a venit tăvărugul comunist, a ajuns la concluzia că singura formă de rezistență era, cum a zis și părintele de dogmatică, coborârea în catacombele inimii. Era singura formă de rezistență, adunând intelectuali și oameni. Chiar vorbeam cu părintele Holbea, mi-a fost diriginte și vorbeam cu dânsul chiar acum de ziua lui, pe 23 aprilie, și l-am întrebat și i-am zis, părinte, se mai poate reactiva, se mai poate resuscita așa rugul aprins? Și mi-a zis, nu mai avem oameni de anvergura și de talia acelor oameni. Sigur că s-a încercat prin părintele Gamaliel și părintele Mihail Stancio, care e acolo, dar a zis, nu mai avem oameni de talie mondială, zicea dânsul, în înțeles de rugăciune, știți, oameni. Dumnezeu a rânduit să fie acest părinte, să facă parte din rugul aprins. El a păstrat așa, într-un fel, acest duh al rugului aprins. Vă dați seama, comuniștii care erau a toate știutori, în ghilimele, mai întâi când au auzit de rugul aprins, sigur că gheara securității a ajuns și acolo, credeau că e vorba de piromani, deci erau așa până s-au dumerit ei, oricum nu înțelegeau până la capăt. A trecut și dânsul prin aceste închisori comuniste care nu l-a făcut decât să adâncească și mai mult rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea, zicea părintele Arsenie, înseamnă a tăcea și a zice. Deci se vorbește de multe ori prea mult de rugăciune la nivel teoretic, discursiv. E bine că să discută și să... Deci cel mai bine e a zice. Zicea părintele, lasă, domnule, tehnica așa, asta zi, dar nu cu grabă și nu cu agitație. Deci Dumnezeu, ne zicea părintele Sofian, ne-a creat singur numai pentru El. Și nu putea să nu ne lase și ceva, să nu ține legătura cu El permanent. Asta e rugăciunea, a fi mereu prezent. Deci nu numai de seară, de dimineață, de tipic sau de... Deși e necesară ca așa educația inimii tale, dar contează a fi mereu prezent, stare de prezență. Așa mereu ne-a zis părintele Sofian, pe mine m-a mirat chipul lui care zis că omul se cunoaște și pe față. Vorbind așa psihologic, fața, expresia inevitabilă a insului spre celălalt. Se vede pe față și patimile și virtuțile, deci nu te poți ascunde fața, știți, e oglinda sufletului sau trebuie să fie curată și fără multe patimi. Avea fața străvezii, așa mă refer ca aspect estetic, dar se vedea și lumina aceea Duhului Sfânt pe fața Părintelui, e lumina aceea pe care Dumnezeu ne-o dă ca să privim în veșnicie. Deci Părintele trăia veșnicia de acum, cei care practică rugăciunea lui Iisus și sunt câtuși de cât om de rugăciune, trebuie să devină om de rugăciune fiecare din noi, trăiește încă de pe pământ acea veșnicie a lui Dumnezeu. Credeți că e puțin să trăiești de pe acum, să ai bucuria veșniciei și a întâlnirii cu Hristos? Părintele Arsenie zicea mereu, nu se gândește lumea asta, mă, că Hristos e Dumnezeu care s-a făcut om. Să ne dea și nouă ceva, să ne dea veșnicia toată, să ne îmbogățească, zicea părintele, nepăsarea domină lumea.
voi vedea, eu știți, la bătrânețe, după pensie, după... Deci, părintele Sofian avea rugăciunea inimii, Dumnezeu l-a ajutat și a dobândit-o, se ferea să facă paradă de spiritualitate și de cultură, deși avea din belșug. Era un om discret, cuvintele erau măsurate, nu sătului, așa cum vorbim noi aici, interminabil, ci era măsurat, deci era viața lui ritmată de rugăciune, ce lucru mare zic eu. Deci era, cuvintele erau drese și cu sare și cu înțelepciune de la Dumnezeu, îmi putea zice și nu greșim că era inspirat de Dumnezeu în tot ceea ce spunea, în tot ceea ce vorbea. Mereu ne povestea când a fost el la munte, la Ierusalim și a vizitat locurile sfinte și avea așa o memorie fenomenală, reda cu luze amănunte cât avea râul Iordan, cât avea Marea Galilei ca dimensiune. Țin minte că zicea că avea 22 de metri adâncime. În sfârșit, era o prezență care te bucurai când îl vedeai. Multă lume, știți că i-a avut și ca ucenici, ținea numai de tine ca să devii ucenicul dânsului. Eu n-am fost ucenicul dânsului, dar am fost așa, să zicem, ca o frunză, așa m-am considerat, sunt o frunză, dar am stat cândva lângă un trandafir. Așa, sunt o beată frunză, dar am stat cândva lângă un trandafir. Acest părinte Sofian, chiar și numele arăta că era înțelept așa din Sofia. Vedem că Dumnezeu, când i-a dat numele de călugărie, tot de Dumnezeu a fost inspirat să îi se dea și acest nume. Mereu zicea părintele că în viață nu e nimic întâmplător. Totul e proniator, adică cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și a fost lângă mine acest părinte Sofian, cât am stat și-o pe la facultate pe acolo, și îmi făceam timp, că timp ai suficient dacă vrei să-ți faci, și mergeam seara, l-am văzut și cum slujea așa, deci să rămâne ca o icoană vie. Una e să vezi la televizor, să citești reviste și să auzi teorii frumoase și idei frumoase de acest om, alta e să-l vezi așa cum arată ca prezență fizică. Și acum când mă duc pe la Antim, așa mi-aduc aminte de acest părinte care, chiar dacă a trecut la Domnul și e în veșnicie și a murit, cu sufletul, sigur că sufletul nu moare, e pururea viu, e acea prezență în absență care există încă la Antim, Duhului, Duhul Părintelui. În 92 am fost la Mănăstirea Sihăstria și l-am văzut pe Părintele Cleopa și zicea: mamă, aveți doi îngeri în București, doi sfinți, doi... Eu mă gândeam că, după mintea mea, zic, se gândește la Sfântul Dimitrie și la Sfântul de la Cernica, Calinic. Și ne vorbea de Părintele Argatu, care trăia pe timpul ăla, și de acest părinte, adică niște oameni aproape sfinți. Dumnezeu știe dacă va fi canonizat sau nu, dar avem așa nădejdea, cei care l-am văzut, că dacă nu noi, poate copiii noștri, vor asista într-o zi și la canonizarea acestui sfânt. Dumnezeu știe dacă e sfânt sau nu, dar viața lui trăită în sfințenie, în jertfă, zicea, nu vă dați seama ce înseamnă să te culci în închisoare flămând, bătut și în fric, adică nu erau în condiții de așa de confort, cum am zice noi astăzi. Ca o concluzie, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne rânduiește în viață la fiecare din darurile sale să cunoaștem și oameni cu viață înduhovnicită, cu viață sfântă. Și acești mari duhovnici, chiar spun sfinții, mari duhovnici, învață pe fiii săi duhovnicești. Făceți-vă în fiecare zi 5 minute, 10, o jumătate de oră în care să te retragi în camera ta ca într-o pustie, așa, pentru ca lumea să nu ne nece cu tentațiile și cu obsesiile ei, trebuie să ne retragem în fiecare zi în fața unei icoane ca într-o catacombă, așa, pentru ca omul să-și descopere vocația lui dumnezeiască de călător spre viață veșnică. Și vedem că la Atos se întâmplă cu siguranță acest lucru,
în care sunt acești duhovnici, Dumnezeu știe, unii sunt și cu viață înaintată, sporită, duhovnicește, în care tot așa îndeamnă pe acești cei care se spovedesc, ca omul să nu uite de vocația sa de călător spre viață veșnică. Pot să închei zicându-vă că am avut și șansa nesperată a vieții de a vorbi cu un părinte la Muntele Athos și una dintre întrebările care i-am pus-o a zis: Părinte, la Muntele Athos nu pătrunde picior de femeie, oamenii, călugării au totuși urit de viață, rugăciune. Și am întrebat dacă la Muntele Athos timpul trece repede. Adică dacă și ei simt că timpul trece repede, cum vedem noi? Acum e începutul anului, acum deja ne îndreptăm spre jumătatea anului, cât mai e până la sfârșitul anului, e o trecere a timpului care ne obsedează pe toți într-o lume care nu mai are răbdare. Și mi-a zis părintele acesta că și ei simt, ca și noi, că timpul trece repede. Care e explicația? Că toate tulburările lumii, toate obsesiile, inclusiv aceasta trecerii timpului, și toate păcatele se transmit și lor, deci nu lasă insensibil nici pe călugări la Muntele Athos. Și ei simt că timpul trece repede, ca acea clepsidră care când curge mai rămâne puțin nisip și e tendința de a curge și mai mult, deși ei simt că timpul acesta trece repede. Timpul acesta care e măsura schimbării și a mișcării, cum zice filozofii, știți. Vedem că acest sfânt cu viață îmbunătățită, acest părinte Sofian, ziceam că s-au împotrivit împotriva regimului comunist, care numeau religia, cum o numeau, pe nemțește, Das Opium des Volks, opiu pentru popor. Și arăta că religia nu e opiu pentru popor, ci e vesuire cu Dumnezeu în lumină, în lumina aceasta care vedem că o întipărește pe inimile. Ce întrebare i-am pus eu lui părintele Sofian, așa la mintea mea? I-am zis: Părinte, vorbeam așa mai blând ca dânsul, omul de unde să sfințește? E singura întrebare care i-am pus-o. De la inimă, de la cap, m-am gândit eu, zic, de unde să începe omul să se... Și mi-a zis: dragă, vorbea așa blând și isihas, zice, sfințenia, e răspunsul părintelui, îmi pare rău că nu m-am stat cu stenograme, că vorbeam așa de la inimă la sfințenia, mi-a zis părintele, sfințenia e lucrare integrală a Duhului Sfânt. Zicea că ne pătrunde pe tot, ne penetrează, asta e cuvânt de ziua de azi. Și zicea părintele că nu poate mâna să fie mai stângă sfântă ca aia dreaptă, sau, ci e lucrare integrală a Duhului Sfânt. Acest răspuns mi l-a dat părintele Sofia. Nu știam că o să ajung să vorbim pe aici așa, după a noastră putere și modestie am prezentat, dar mai plinește Dumnezeu și neputințele noastre. Deci să măcar atâta să ținem minte, permanență la rugăciune, stare de prezență pe unde ești și în rest, cum zicea părintele Arsenie, lăsați-mă pe mine, zice Dumnezeu, și știe să le așeze mai bine ale noastre așa dorințe și doleanțe. O să închei cu acest cuvânt al părintelui Arsenie care mi-a rămas la inimă, și anume când eram până anul 3 la doctorat, îmi venea să mă las. Nu mai aveam bani, examene, problema, nu mai să faci să vedeți cum este. Și nu mai puteam, și cu parohia, și familie, și în sfârșit, vă zic așa, de la suflet, deci nu zic nici de laudă, nici de mândrie, nici că voi să vă înspăimânt, cum zicea poetul. Și am dus la părintele Arsenie să ia și i-a zis: Părinte, nu știu ce să mai fac, zic, să nu vraiște cu toate, zic, îmi vine să mă las. Și mi-a zis părintele, avea fața aceea îndumnezeit așa și să vedea pe față lumina Duhului Sfânt. Mereu m-am întrebat dacă din interior radia sau de afară Dumnezeu proiecta sau în sfârșit era sfințenia întruchipată. Și mi-a zis: Părinte, dragă, un cuvânt îl repet de două ori, să știu că măcar vă rămâne la minte sau la inimă. A zis așa: Părinte, peste toate strădaniile și peste toate neputințele tale, să știi că lucrează marele har divin. Așa ce m-a întărit cuvântul ăsta, că nu m-am dus să-i cer bani, avea sau nu avea, lăsăm. Deci peste toate strădaniile și peste toate neputințele noastre lucrează marele haruri, marele puteri divine. Omul zice că am făcut, că am dres, că știam pe ăla, că... Deci Dumnezeu lucrează peste toate neputințele și peste toate strădanile tale.
și când am terminat și mulțumim lui Dumnezeu și n-am crezut Sfințitului care m-a ajutat până la capăt și am biruit, m-am dus la Părintele Arsenie și așa bucurie avea la mormânt, așa cum mă duc și la Părintele Sofian. Așa ne dă Dumnezeu să cunoaștem oameni din mila Lui, deci nu din meritele noastre, ci Dumnezeu din mila Lui ne dă să cunoaștem și oameni cu viață, cu viață îmbunătățită, cu viață, a zice, spântă. Mă iertați dacă v-am pus răbdarea la încercare și